ziua, bine v-am găsit. Numele meu este Alexandru Constantin, sunt președintele Asociației Române de Turism Medical și în continuarea forumului o să fiu moderatorul următoarei secțiuni intitulate Soluții pentru exportul de servicii de turism de sănătate. Am să încep prin a susține o prezentare în ceea ce înseamnă turismul de sănătate, cererea pentru servicii de sănătate la nivel internațional și, bineînțeles, piețele potențiale pe care România ar trebui cât mai repede să le atace și să poată să beneficieze de pacienți. Este clar și acum putem vorbi despre o globalizare a turismului medical și, bineînțeles, o globalizare a medicinei în general. Industria turismului, bineînțeles, că a început să fie din ce în ce mai tare în atenția guvernelor în calitate de o industrie de servicii, consideră ei una dintre cele mai mari. Majoritatea țărilor dezvoltate sau în curs de dezvoltare au luat în considerare industria turismului ca una din principalele priorități economice. Vorbim aici, bineînțeles, de turismul medical, un segment din turism și, conform Organizației Mondiale a Turismului, este segmentul cu cea mai mare creștere la nivel mondial în ultimii 5 ani. Și acest lucru cu siguranță atrage atenția autorităților pentru promovarea și dezvoltarea acestui segment de nișe. Creșterea globală în fluxul pacienților, cadrelor medicale, precum și a tehnologiei medicale, finanțarea de capital, regimurile de reglementare dincolo de frontierele naționale au dat naștere la noi modele de consum și producția serviciilor de asistență medicală pe parcursul ultimilor decenii. Este clar că există un ritm de creștere accelerat al piețelor de turism medical din lume, cu 20-25%, iar în anul 2014 piața turismului medical a fost estimată la suma de 439 de miliarde de dolari. Principalele caracteristici ale acestui secol în ceea ce privește turismul medical sunt numărul mare de oameni ce călătoresc pentru tratament. Pacienții călătoresc pentru tratament nu în țările dezvoltate, ci în țări mai puțin dezvoltate, datorită tratamentelor de înaltă calitate, dar la prețuri mai mici, beneficiind de zborul ieftin și de numeroase surse de informare pe partea de online. Noua infrastructură creată pe internet, prin care pacientul își poate calcula dinainte prețul aproximativ a serviciilor de sănătate, de care va beneficia sau a călătoriei. Dezvoltarea industriei, și după cum știți chiar și în România, în ultimii ani au fost numeroase investiții în ceea ce privește sistemul medical privat. S-au dotat aceste instituții cu aparatură de ultimă generație. Medicii care lucrează în aceste instituții nici nu se mai poate pune problema de profesionalismul lor. Marea majoritate au fost instruiți în străinătate și, bineînțeles, după cum știți, de profesionalismul medicilor români sunt mulțumiți chiar și străinii, tocmai din această cauză sunt foarte căutați. Vorbind de aceste lucruri, este clar că turismul medical este o industrie în curs de dezvoltare la nivel mondial. Toată lumea crede că încă nu a atins apogeul și întotdeauna există noi piețe unde se poate dezvolta acest tip de turism. Vine în sprijinul dezvoltărilor intereselor comerciale, cum ar fi broker, furnizori de asistență medicală, site-uri web și conferințe de mass media.
Turismul medical în România, am să fac o radiografie succintă. Mare parte dintre problemele acestui segment medical, dar și reușitele lui le cunoașteți. Tocmai de asta am să fac o analiză destul de o radiografie destul de succintă. În România, sistemul public de sănătate este dezvoltat și susținut de proiectele băncii mondiale. Clar, noi, în ceea ce privește prețurile, suntem cotați cu prețuri extrem de mici în cadrul Uniunii Europene. Aș putea spune, în unele specializări medicale oferim servicii de aceeași calitate la prețuri uneori chiar cu 50% mai mici decât în țările vest-europene. Este clar că prin Directiva 24/2011 privind asistența medicală transfrontalieră, această directivă ne poate ajuta și cred că ar trebui să profităm din plin de ea, având prețuri extrem de competitive și servicii, după cum am spus, în unele specializări similare, unele chiar peste cele din vestul Europei, cred că ne clasează ca o țară cu un potențial ridicat de a dezvolta acest segment de turism, și anume turismul medical. Este clar că și în sistemul public lucrurile ar trebui să se îmbunătățească și chiar în unele centre au fost inaugurate anumite specializări medicale, centre de excelență și bineînțeles că acest lucru nu poate decât să ne bucure și să sperăm că în următorii ani și sistemul public va deveni la fel de performant ca cel privat. Bineînțeles, sunt autoritățile au dorința, în primul rând, acum să vedem dacă există și posibilitatea de a dezvolta și de a promova acest segment de turism prin unele acțiuni, implementarea Strategiei Naționale de Sănătate. Acum, după alegeri, este clar că această sănătate se regăsește în cele 11 teme majore de dezbatere din cadrul programului România bine făcut. Există acest punct național de contact pe care trebuie să-l valorificăm pentru Directiva 24/2011 și, bineînțeles, avem foarte multe realizări din punct de vedere profesional și din punct de vedere organizatoric. Este clar că nu putem să facem o comparație între sistemul nostru medical și cel german. Tocmai de aceea, când vorbim de turism medical, putem să vorbim de anumite specializări medicale în această fază. Clar, pe măsură ce trec anii, putem să vorbim și de alte specializări medicale, de exemplu, chirurgie cardiovasculară pediatrică și neurochirurgie sau așa mai departe. Dar este clar că avem segmente de nișe. După cum ați văzut, chirurgia bariatrică se face la un nivel extrem de ridicat. Stomatologia, chirurgie estetică, la fel și ortopedia. Sunt specializări medicale pe care trebuie să le avem în vedere și specializări medicale cu care trebuie să ieșim în acest export de servicii medicale. Cum se poate propulsa România pe piața turismului de sănătate? Aici cred că este marea noastră problemă. România încă nu este o destinație pentru turismul medical. Am început foarte târziu în comparație cu alte state, chiar și pot să dau exemplu aici, state vecine ca Ungaria, chiar din zona aceasta Polonia, Croația.
Nemai vorbind de Turcia, cred că am început această promovare puțin cam târziu și tocmai din această cauză cred că promovarea pe piețele unde aveam un interes trebuie să fie una accelerată în următoarea perioadă. Prin conceperea unei strategii de marketing și descoperirea piețelor potențiale, unde putem să ne adresăm, să vedem exact care sunt avantajele competitive ale ofertelor pe care le oferim și, bineînțeles, să promovăm aceste oferte și aceste servicii pe piețele unde avem oarecum certitudinea că am putea fi competitivi. Un alt obiectiv ar fi promovarea pe segmentul de piață a turismului de sănătate din România. După cum știți, conceptul de turism de sănătate implică mai multe segmente, și anume turismul medical, despre care am vorbit. Are acest segment balnear, ceea ce înseamnă talasoterapie, hidroterapie, wellness și spa. Toate formează ceea ce noi numim turismul de sănătate. Aici, referindu-mă puțin și la partea balneară, pe care cu siguranță o va dezvolta colega mea, doamna Rodica Pencea, avem un potențial enorm. Cred că la momentul actual nu este valorificat la adevărata lui valoare. Avem la fel un brand de renume, Ana Aslan, care din păcate pe undeva s-a pierdut și spun din păcate pentru că putea fi locomotiva cu care să promovăm acest segment de turism medical. Și tocmai de asta, în momentul în care organizăm forumuri, conferințe și întâlniri, una dintre prioritățile pe care ni le propunem este dezvoltarea acestui segment de geriatrie în combinație cu curele balneare pentru a putea avea un segment puternic și un brand cu care să pornim și să promovăm serviciile medicale din România. Este clar că pentru a te putea promova trebuie să fii prezent la ceea ce înseamnă târguri internaționale dedicate turismului medical. Ca o paranteză, Asociația Română de Turism Medical, împreună cu alte companii care oferă servicii de turism medical, dau aici exemplu Sancofin, MedLife, Sanatoriul Balnear de Chelghiol, a fost anul acesta la cel mai mare târg de turism medical de la Dubai. Aceste târguri sunt târguri de nișe. Aici se vând doar servicii de turism medical. Și tocmai de asta este important să fim prezenți la aceste târguri. Într-adevăr, România participă la târguri tradiționale, cum ar fi cel de la Moscova, cel de la Berlin, dar este foarte greu ca la un târg de turism tradițional, unde se vând foarte mult pachete de munte, mare și poate wellness și spa, să mergi să vinzi chirurgie bariatrică sau chirurgie plastică sau ortopedie. Tocmai din această cauză se organizează aceste târguri de turism medical, târguri care sunt foarte atractive atât pentru cumpărătorii de servicii medicale, cât și pentru cei care oferă aceste servicii medicale. Și când spun cumpărători de servicii medicale, sunt acele agenții de turism medical specializate doar pe acest segment, asiguratorii, care sunt întotdeauna în căutare de oferte mult mai bune, pentru că, după cum știți, asiguratorii în sănătate, ei nu fac parte din acest sistem de sănătate, pe ei interesează mai mult partea financiară a acestui lucru și totdeauna sunt interesați de oferte avantajoase și dacă cineva poate oferi aceeași calitate la un preț mai mic, cu siguranță ei accesează aceste oferte. Bineînțeles că și alte metode de promovare sunt cele de pe rețelele de social media, publicații de specialitate și o strânsă colaborare cu agențiile de turism. Din păcate, acest lucru în România încă
nu este foarte, foarte dezvoltat. Sunt foarte puține agenții de turism medical, sunt foarte puține agenții tradiționale de turism care au acest segment de, de turism medical. O să vă dau un exemplu și puteți găsi pe internet. Tur operatorul TUI are o agenție de turism medical deschisă în Egipt, spre exemplu. Egipt care, să spunem, nu este chiar o piață tradițională pentru turismul medical. Dar datorită investițiilor făcute în acea zonă, spitalele sunt două spitale acreditate JCI, foarte mari. Ei au deschis o agenție de turism medical în Egipt. Cred în necesitatea de a avea în fiecare agenție de turism din România, fie ea și de turism tradițional, un segment de turism medical. Este clar că fiind foarte, foarte multe agenții de turism și aceste agenții participă și ele la rândul lor la târguri de turism, se poate promova mult mai variat piața serviciilor medicale din România. Și bineînțeles, eu cred că este și un avantaj, vă dau doar un exemplu, comisionul pe care îl primește o agenție de turism medical de pe urma unui tratament este de 10%. În general, tratamentele medicale sunt mai scumpe decât un sejur în, să zicem, de 5 zile la un hotel din România. Și atunci câștigul este mult mai mare. Tocmai de asta nu am înțeles și nu o să pot să înțeleg de ce agențiile de turism medical nu au și acest segment. Pentru că știu că din partea de ticketing și partea de rezervări hoteliere, câștigul nu este atât de mare. Gândiți-vă că pentru un implant dentar, cu tot ceea ce înseamnă partea de protetică, se poate ajunge la un preț de 2500 de euro. Deci comisionul agenției ar fi undeva la 250 de euro. De la un turist să iei 250 de euro este foarte greu pentru o agenție pe partea de turist tradițional. Și tocmai din aceste considerente n-am înțeles de ce nu s-a făcut acest lucru. Eu am mai avut și câteva întâlniri cu cei de la ANAR. Ei au spus că vor lua în discuție acest lucru. Într-adevăr, în momentul în care ai și un segment de turism medical în agenție, cu siguranță trebuie să ai și un om pregătit pentru acel lucru, pentru că trebuie să știi exact terminologia, trebuie să știe să răspundă pacienților, trebuie să fie mereu în contact cu spitalele sau clinicile și trebuie un om, după cum am spus, pregătit pentru așa ceva. Dar uitându-ne la cifre și văzând că, mă rog, câștigul este destul de substanțial, eu zic că merită încercat. Iar piața serviciilor medicale în Europa, de exemplu, stomatologie, chirurgie estetică, sunt tratamente care nu sunt acoperite de asigurările standard. Și atunci, toți cei care au nevoie de acest tip de tratamente sau care vor să acceseze acest tip de tratamente se orientează către alte piețe, cum ar fi Ungaria, Polonia, chiar și România. Acest lucru ar fi bun și pentru clinici. Pentru că ele nu ar mai trebui să facă această parte de promovare, această parte de a atrage pacientul, de a discuta lucrurile preliminare, cum ar fi biletul de avion, cazarea pe timpul șederii în România. Le-ar ușura și lor munca și tocmai de asta ei sunt și dispuși să plătească acest comision agențiilor de turism. Să sperăm că lucrul acesta se va rezolva în curând și cei care dețin agenții de turism vor conștientiza cât de importantă este deschiderea unui segment de turism medical în cadrul agenției. Discutând acum despre piețele potențiale, bineînțeles că datorită Directivei 24/2011, una dintre piețele cele mai bune pentru România este cea vest europeană. Cu siguranță aici
avem competitori ca Turcia, Polonia, Ungaria, Croația, chiar și Bulgaria, după cum o să vedem și mai târziu Muntenegru. Lupta este acerbă pe acest segment, dar avem un avantaj dacă ne referim la Turcia sau Muntenegru, noi suntem în Uniunea Europeană. Și atunci, chiar dacă v-aș putea da un exemplu, chiar dacă un cetățean vest-european vine în România și nu are de contat implantul dentar propriu-zis, până se ajunge la inserarea implantului dentar, toate acele servicii sunt decontate. Și el, odată întors în țara de origine, poate să ceară rambursarea acelei sume. Tocmai de asta spun că această directivă este una foarte, foarte importantă și foarte atractivă pentru noi. Bineînțeles, o altă piață unde cred că pe care trebuie să o avem în vedere este cea din Orientul Mijlociu. Și bineînțeles, aici nu o să mă refer la zonele de conflict, dar când vorbim de Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, cu siguranță, chiar și după târgul de la Dubai de anul acesta, am fost foarte surprins de interesul de aici din zonă pentru serviciile medicale din România. Chiar am avut câteva discuții, mai toată lumea cu care am discutat din această zonă avea un frate sau o soră care au studiat medicina în România, știau despre România și chiar au fost foarte surprinși că ne-au văzut acolo, pentru că nu se așteptau, tocmai prin faptul că de foarte mult timp noi nu am fost acolo promovați și noi nu ne-am îndreptat interesul către acea zonă. O altă zonă este cea din Rusia. Și spun asta tocmai prin faptul că, și în turismul tradițional se știe că cetățeanul rus este cel mai bun turist când vine vorba de a călători. Tocmai de asta și Turcia și alte țări care practică turismul medical se concentrează foarte mult pe această zonă. Rusia a fost și va rămâne o piață pe care trebuie să fim prezenți, lăsând la o parte conflictele politice, lăsând la o parte istoria. Când vorbim de turism medical, cred că, și nu este doar părerea mea, este o piață care trebuie exploatată. Cetățeanul, pacientul, nu are prejudecăți cum au, să spun așa, politicienii, și dacă aici găsește condiții bune și prețuri competitive, cu siguranță va accesa piața serviciilor medicale din România. După cum am mai spus, forumurile pe care le organizăm și întâlnirile, târgurile la care participăm, le facem tocmai pentru a crea o destinație credibilă pe piața turismului medical. Recent, am spus și ieri, în cadrul târgului de la Dubai, a fost întâlnirea Consiliului Global al Turismului Medical, o structură care se ocupă de tot ceea ce înseamnă turism medical la nivel mondial, prin regulile sale, prin tot ceea ce înseamnă reglementări, promovează acest concept de turism medical. România, prin Asociația Română de Turism Medical, a fost primită în acest Global Healthcare Travel Council. Suntem membri în Supervisor Board. Ca să vă dau un exemplu, în acest consiliu sunt țări ca Turcia, India, China, Rusia, Ungaria, Marea Britanie, și așa mai departe, țări cu o puternică tradiție în turismul medical. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o să mergem în continuare pe acest